În solarii crește prima recoltă de salată și ridic din acest an. În curând marfa va fi scoasă la vânzare. Au 2 luni și jumătate de când sunt semănate și am avut puțin noroc pentru că a fost iarna mai blândă. Dar acum a venit gerul, le-am învelit, le protejăm. Legumele ajunse la maturitate sunt culese, curățate și puse în lăzi. Apoi pleacă la depozite. De aici sunt distribuite în magazine din mai multe colțuri ale țării. Producția din acest an este însă mai mică decât în anii trecuți. Unii fermieri chiar au renunțat la culturi din cauza costurilor prea mari. Avem fluctuații mari de prețuri, au crescut foarte mult tot ceea ce înseamnă, începând de la semințe, pesticide, polifide, folie, ambalaj, absolut tot ce înseamnă inputuri s-au dublat la preț. Toate acestea, plus costurile uriașe cu energia, se vor regăsi în prețul final. Comparativ cu anul trecut, legumele vor fi mai scumpe cu aproximativ 30%. Deja producătorii vând mai scump ceapa cu 1 leu și 20 de bani, iar roșiile vor fi 20 de lei kilogramul. Iar pe tarabe și în magazine prețul poate fi chiar dublu, iar roșiile și cartofii noi, de exemplu, se cultivă mai puțin. Sunt fermieri care optează pentru o primă cultură probabil de tomate și următoarele cicluri de cultură 2 și 3 cu o salată verde, o ridiche, o ceapă. Vor fi surprize la cartof, care acum este inexistent, cartoful românesc. Este infim în cantități. Restul este un cartof provenit din alte țări. Agricultorii vor fi ajutați și anul acesta de către stat. Cine cultivă cartofi roșii, struguri de masă sau usturoi va primi bani de la guvern ca să aducă în piețe marfă românească. Însă banii oferiți de stat sunt prea puțini, spun reprezentanții asociațiilor de producători. Trebuie intervenit cu un sprijin financiar concret și minim trebuie un 10.000 de euro per hectar de suprafață spațiu încălzit. Producătorii susțin că fără ajutor vor reduce recoltele, iar piața va fi invadată de importuri în proporție de 90%.